De Moș Nicolae, elevii de la școlile din Năvodare au avut parte de o frumoasă surpriză. Dacă până acum sunetul clopoțelului anunța sfârșitul recreației de sărbători, acesta a vestit sosirea moșului. Reprezentanții primăriei au fost, de această dată, mesagerii lui Moș Nicolae. Nu, toți copiii au fost cu minți, așa că domnul primar Matei Nicolae a vorbit cu Moș Nicolae și v-a trimis și vouă cadouri, dulciuri, de la domnul primar aveți aici, da? Dulciuri. Pe domnul primar îl cunoașteți? Da. Pe micuții au găsit cuminți în băncuțe în timp ce învățau cum să-și decoreze ghetuțele cât mai frumos pentru a primi multe daruri. Ghetuța pentru Moș Nicolae? Da. Ia să vedem până acum ce ai reușit. De cât mi-a făcut doamna aici și mai trebuie să mai fac aici și să o decorez. Cum o să o decorez? Ce vrei să faci ca să arate bine, să vină moșul cu cât mai multe daruri? Păi o să-i pun niște moș Crăciun și niște brăduleți. Și niște spiriduși. Azi vine Moș Nicolae, ți-ai pregătit ghetuțele? În afară de cadou ăsta, mai aștept și nu, o să-mi pregătesc repede lucrurile. Ce îți dorești anul acesta să primești? O cartelă de tablet, de telefon și alte lucruri așa care îmi doresc. Cum ar fi? Skylanders. Foarte cuminte, am ajutat-o pe mami la treabă. Mi-am aranjat patul, am făcut curat în casă. Și la școală? Am ascultat de doamna. Am primit cor, biscuiți, madlene, suc, ciocolată și mai multe. Primăria Năvodar și Consiliul Local vă urez sărbători fericite! Micuții au primit cu bucurie darurile, însă nu i-au lăsat să plece pe consilieri înainte de a-i răsplăti cu un colind special pe care l-au învățat pentru sărbători.